Te salut Națiune și îți urez bun venit la un nou clip, bun venit la un nou episod de Săptămâna Parfumată Gavo, episodul numărul 37 cred, mai avem 15 episoade și terminăm și acest tip de conținut. Vorbim despre două parfumuri de la două case de nișă, una foarte cunoscută, alta aproape necunoscută cel puțin în rândul parfumeriei tradiționale sau așa cum o percepe marea majoritatea populației. Două parfumuri pe care le voi purta în această săptămână, în speță, datorită faptului că temperaturile și-au revenit. Prima opțiune, parfumul de peste zi, de dimineața până seara, vine de la casa Creed și se numește Creed Aqua Originale Asian Green Tea. Da, un nume foarte, foarte complicat, dar în fine o să-i spunem Creed Asian Green Tea. Face parte din colecția Aqua Originale. Parfumul ăsta a apărut, dacă nu mă înșel, în 2014 și este desigur creația lui Olivier Creed. Un parfum foarte interesant. Este un parfum unisex, un parfum de temperaturi ridicate în speță, moderat ridicate îndrăznesc să zic, dar este un parfum foarte flexibil, foarte uh, versatil din scenarii de purtare și sincer să fiu, nu voi avea absolut nicio problemă din a purta această creație implicit iarna, tocmai pentru că mie îmi plac genul ăsta de compoziții, uh, inclusiv în temperaturi foarte scăzute. De asta însă vine cu o compoziție foarte interesantă. Este un parfum... Uh, Hai să zicem, oarecum fructat în mare măsură, este genul ăsta de parfum, fructat citrat verde, herbal într-o oarecare măsură și totodată cu un foarte puternic sentiment, cel puțin pentru mine, acvatic. E, e foarte interesant în orice caz. Avem în tonurile de vârf mandarină, bergamotă, lămâie și neroli, avem notele de inimă, ceai verde, coacăze negre, de asemenea violetă, heliotrop și trandafir, iar în notele de bază avem mosc, ambră și lemn de santal. Bun. Care sunt elementele dominante? Ei bine, e un pic mai complicat de descris parfumul ăsta, pentru simplu fapt că în partea de deschidere comportă un sentiment oarecum cunoscut, familiar, și anume se aseamnă fantastic de mult cu Mugler Cologne. Foarte mult. Interpretarea notei de Neroli este oarecum identică, dacă mă întrebați pe mine, și cel puțin mie îmi conferă de fiecare dată când îl port pe piele, îmi conferă sentimentul ăsta de Mugler colon în partea de deschidere. Unde ai bergamota, unde ai de asemenea mandarina, unde ai nota de lămâie și nota de neroli. O deschidere foarte frumoasă, foarte vioaie, foarte energizantă totodată, revigorantă tocmai datorită prezenței tonurilor citrice, însă acordul principal este dat de combinația dintre nota de neroli și nota de mandarină, cu accent pe nota de neroli, iar ulterior din spate vine, din punctul meu de vedere cel puțin, nota principală a acestui parfum și mă refer la nota de coacăze negre, dar asistată foarte interesant de nota de ceai verde și de buchetul floral din spatele lor, din fundal, format din violetă, heliotrop și trandafir. Trandafirul, din punctul meu de vedere, când vine vorba despre buchetul floral din inima parfumului, este nota dominantă, cel puțin la nivelul pielii mele. Un, hai să zicem, un conglomerat fructat, citric, verde, totodată, herbal oarecum, și cu o componentă florală foarte interesantă, în care, pentru mine, cel puțin, trandafirul este elementul principal. După care, în spate, ai mosc, ai ambră și Lândesantal. santal. În bază, cel puțin pentru mine, nota de lemn de santal este elementul dominant și, propriu zis, contribuie la, hai să zicem, combinația asta citrat fructată florală, aducând un pic de cremoșenie. Tot folosesc termenul ăsta de fiecare dată când vorbesc despre nota de santal în parfumerie, pentru că ăsta este aspectul pe care îl comportă și transformă tot buchetul ăsta, toată compoziția asta în ceva extrem de interesant și de plăcut de resimțit un parfum care performează foarte bine. Atenție! Știu, șoc și groază, vorbim despre Creed, dar ăsta este un parfum care performează foarte bine și la nivelul pielii mele nu am absolut nicio problemă din punct de vedere al longevității cu acest Asian Green Tea. De asemenea, din punct de vedere al proiecției, proiectează, a zice eu, chiar foarte bine în primele două ceasuri și jumătate. Iar din punct de vedere al siajului, de asemenea, face o treabă foarte, foarte bună. Un uh, parfum uh, care, așa cum am zis, este unisex. Dreptul mare poate fi purtat cu foarte mare succes atât de bărbați cât și de femei. Desigur, bărbații vor strâmba din nas pentru că există tonurile alea florale acolo care deranjează întotdeauna la năsucul lor extrem de rafinat. Dar uh, asta se întâmplă doar la o anumită categorie de bărbați. Drept urmare, nu văd nicio problemă ca un bărbat să poarte un astfel de parfum, mai ales în condiții de vară sau sfârșit de primăvară-vară, început de toamnă, în mod deosebit, când unghiile o ținută mai lejeră. Și chiar dacă ești la o ținută semiformală sau formală, în funcție de evenimentul la care participi, n-aș vedea absolut nicio problemă ca un bărbat să poarte o astfel de creație. Foarte frumos parfumul, foarte bine închegat. Uh, un parfum care denotă atât energie cât și eleganță și rafinament. Un parfum care nu este nici foarte invaziv cu simțurile, dar nici uh, nu se poartă ca multe dintre ultimele creații ale casei Creed, doar la nivel de piele uh, sau cât mai aproape de piele. Asta în condițiile în care plătești niște prețuri absurde de cele mai multe ori pe un parfum uh, creație Creed. Dar ăsta este un parfum care merge asortat la tot felul de ținute, implicit ținută casual, implicit condiții de ieșit în oraș cu prietenii, la o cafea, la un cico, implicit în condiții de birou sau spații restrânse, dacă îți desfășuri activitatea într-un astfel de scenariu, implicit la evenimente formale, evenimente care implică distracția, care implică, hai să zicem, buna dispoziție. Pentru că, propriu zis, asta și face parfumul ăsta, îți conferă un sentiment de bună dispoziție, dar totodată de eleganță de oarecare maturitate și în cazul meu cel puțin mă surprinde de mod foarte plăcut partea de performanță și totodată aspectul ăla acvatic pe care îl comportă în fundalul compoziției. Pentru că cel puțin pentru mine, eu nu pot să scap de sentimentul ăla acvatic pe care l-am de fiecare dată când port parfumul ăsta. Bun, parfumul de peste zi, de dimineața până seara, un parfum în care e nota de ceai verde, dacă îți place nota asta, se regăsește și o vei resimți. Nu este nota dominantă, cel puțin nu pentru mine, dar s-ar putea să fie pentru altcineva cu condiția, hai să zicem, specificului pielii cetățeanului respectiv. Și ne menținem în aceeași linie, și anume parfumul pe bază de ceai verde, doar că de data aceasta ne ducem la o casă foarte puțin cunoscută, cel puțin când vine vorba despre parfumuri tradiționale. Vorbim despre Culti Milano, Casa în sine este foarte cunoscută, datorită specificului său. Ăștia sunt specializați în parfumuri de interior. Sunt specializați în parfumuri pentru casă. Și dacă nu mă înșel, sunt considerați a fi cei mai buni pe segmentul ăsta. Dovadă și prețurile pe care le practică la produsele lor. Dovadă și faptul că sunt recomandați cam peste tot, ca primă opțiune, dacă vreți în materie de aranjament de interioare și așa mai departe, pentru că ei se ocupă și cu partea asta de design interior. Culti Milano este o companie foarte cunoscută în, hai să zicem, în industrie, dar mai puțin cunoscută pentru linia de parfumuri tradiționale pe care le poartă oamenii pe pielea lor. Cu toate acestea însă, ei fac și astfel de produse, iar parfumul despre care vă vorbesc eu astăzi și este a doua opțiune din această săptămână parfumată se numește pur și simplu Tesența. Și este vorba, dacă vreți, au făcut un joc de cuvinte cei de la cultii uh, și au uh, amestecat două cuvinte, anume uh, te și esența, în italiană ceai și esență, și au uh, venit cu acest esență sau esență de ceai, dacă, dacă vreți. De ce? Pentru simplul fapt că și ăsta este un parfum care conține nota de ceai verde, are o compoziție foarte simplă, în primul rând, comportamentul parfumului este oarecum simplist, liniar, dar din nou, la fel ca și Asian Green Tea de la Creed, este un parfum care te bine dispune, este un parfum care te relaxează, este un parfum care îți oferă o doză de prospețime, de curățenie și de eleganță, fără să fie intrusiv cu simțurile. Și fără să deranjeze prea mult, dacă vreți, pe cei din jurul vostru. Avem o notă de vârf bergamotă, în nota de inimă avem, de inimă avem nota de ceai verde, iar în notă de bază avem lemn de guaiac și de asemenea Mosc Alb. Asta este toată compoziția lui Pesența. Actorul principal este, bineînțeles, nota de ceai verde, pe care o vei resimți, însă de data aceasta, în Desența, mai puternic, sau cel puțin eu o resimt mai puternic, decât o resimt în Asian Green Tea de la Creed. Dar, din nou, și acest parfum, în partea de deschidere, cel puțin, comportă același specific de asemănare cu Mugler Colon de la Thierry Mugler. Lucru care mi se pare foarte interesant, pentru că același lucru se întâmplă și în Asian Green Tea de la Creed, iar același lucru se întâmplă și în acest esență de la Culti Milano. Chestia interesantă pentru mine este că percep în acest Tesența o notă de neroli mult mai puternică, dacă vreți, decât cea prezentă în mod oficial în compoziția lui Asian Green Tea de la Creed, cu toate acestea, nota aceasta nu este oferită în compoziția acestui parfum, cel puțin nu în mod oficial. Dar eu o resimt. Drept mare, luați partea de note care constituie această compoziție cu niște grăunțe de sare, dacă vreți. Pur și simplu, asta am găsit, asta vă spun și eu vouă, dar parfumul miroase absolut superb. Nu se duce pe aceeași linie cu Mugler Colon, doar în partea de deschidere, repet, la fel ca și Asian Green Tea. Nu se duce nici pe linia lui Asian Green Tea de la Creed. Este un parfum total diferit, în ideea în care, Nota aia de ceai verde este dominantă de la început și până la sfârșit aproape, asistată în prima fază de nota de bergamotă, iar ulterior în spate, în bază, este ținută, dacă vreți, în frug de nota de lemn de goiac și de nota de mosc. Dar nota de ceai verde este actorul principal și îl vei simți din plin acest actor, făcându-și treaba în esența de la culti Milano. Parfumul, ca și performanță, este un parfum care stă foarte bine la nivelul pielii mele, atenție. Proiecția nu este însă ceva care te va impresiona, nu este un parfum de tip monstruos. Este un parfum care proiectează, a zice, moderat, ceea ce face să fie un parfum absolut excelent pentru condiții de temperaturi foarte ridicate. În mod deosebit, vara. Poți să-l porți, din punctul meu de vedere, la fel ca orice alt parfum, oricând, în orice perioadă a anului, dar, tocmai datorită acestui comportament din punct de vedere al proiecției, este mai degrabă indicat a fi purtat în temperaturi ridicate. Sfârșit de primăvară, începutul verii, vară, sfârșit de vară și, desigur, începutul toamnei, cât încă mai sunt temperaturile ridicate. Uh, siajul, însă, uh, a zice că este tot moderat. Deci, mai degrabă un parfum de temperaturi ridicate, pentru că genul ăsta de parfumuri atunci lucrează cel mai bine, atunci performează cel mai bine, proiectează cel mai bine, să ne înțelegem, nu în temperaturi extreme. Nu în temperaturi extrem de ridicate, pentru că atunci niciun parfum nu va performa, niciun parfum nu va face treabă bună, tocmai datorită extremelor. Dar, miroase foarte bine, foarte proaspăt, foarte răcoritor simți mai mult nota aia de ceai verde care are un efect extrem de calmant asupra sistemului nervos. De asta îmi place nota asta mai nou cel puțin în parfumerie și văd că mai nou am început să-mi cumpăr parfumuri care conțin această notă din ce în ce mai des. Dar nu pot să zic că mă deranjează. Este o notă pe care o reîntâlnești, de exemplu, și în Nișa Necoloniz, și unde este interpretată absolut superb și într-o oarecare măsură, dacă vreți, pot să găsesc anumite similitudini între Culti Milano, Tesența și nișa Necoloniz, dar de asemenea și cu Asian Green Tea de la Creed. Ăsta va fi parfumul pentru seară, ăsta va fi parfumul, hai să zicem, pregătitor de culcare, când vrei să te relaxezi, când stai și te uiți la un match, te uiți la un film, la o emisiune, habar nu am cu ce se ocupă fiecare și ai nevoie de ceva după ce ai făcut un duș, ai nevoie de ceva care să te facă să te relaxezi, să te destresezi, de după o zi lungă, iar această esența e absolut excelent pentru un astfel de scenariu. Foarte versatil și flexibil și ăsta în purtare, poate fi purtat de asemenea casual, semi-formal, în anumite condiții și la ținută formală și evenimente formale. Un parfum excelent însă, din punctul meu de vedere, pentru cei care lucrează în spații de birou sau spații, hai să spunem, mici ca dimensiuni și au nevoie de parfumuri care să nu fie nici deranjante, dar care totuși să performeze și să miroasă uh, bine. Un uh, parfum uh, de asemenea unisex, din punctul meu de vedere, și așa este și marketat de către cei de la Culti, de urmare poate fi încercat cu foarte mare succes și purtat, zic eu, și de către doamne domișoare, dar și de către bărbați de potrivă. Bun, astea sunt cele două parfumuri din săptămâna parfumată Gavo. Astea sunt cele două parfumuri pe care eu le voi purta în această săptămână. Iar în încheiere doresc să fac un mic anunț, din nou, legat de partea de decantare. Așa cum bine știți, de când m-am apucat de această activitate, să zicem, anumite decanturi de parfumuri din colecția proprie, am tot diversificat anumite aspecte legate de cantitățile oferite la decantare. Drept urmare, marele anunț cu ocazia acestui clip este că, pe lângă decanturile de 2, 5, 10, 15 mililitri pe care le ofeream până acum la parfumurile de nișă, începând de astăzi, voi oferi și decanturi la 20 și 30 de mililitri. Deci, tot ce înseamnă parfumuri de nișă pot fi achiziționate sub formă de decant la 2, 5, 10, 15, 20, respectiv 30 de mililitri. Prețurile le veți regăsi în listele cu produsele disponibile pe care le puteți obține folosind adresa bine cunoscută de e-mail și anume gavohdaroundyahoo.com Acolo mă contactați, vă pun la dispoziție listele cu produsele și cu prețurile aferente pentru cantitățile decantate. De asemenea, la parfumurile de designer rămân valabile cantitățile de 5, 10, 15 ml și toată luna septembrie, doar la parfumurile de designer, discountul suplimentar de 10% față de prețurile din listele cu produsele oferite. Bun, ăsta este marele anunț. Am luat această decizie de a oferi și cantități de genul ăsta, pentru că sunt foarte convins că anumiți cetățeni sunt interesați și de cantități mai mari. Știu asta din propria experiență deja. De asemenea, principiul este foarte simplu și anume opțiuni. Încerc să ofer a tuturor celor interesați de acest aspect numit decantare, opțiuni variate pe care altfel nu le-ar regăsi pe piață. Cel puțin niciun magazin din România de specialitate care se ocupe cu vânzarea de produse de parfumerie nu oferă astfel de opțiuni, cum ofer eu când vine vorba despre eșantioane mostre, de canturi, cum vreți voi să le numiți. Nu există. Punct. Drept urmare, din acest motiv și pe această logică sănătoasă, zic eu, am luat decizia să diversific, o să mă opresc. Mai sus de 30 nu mă duc, deci vă spun de pe acum. Dar aveți posibilitatea, în funcție de necesitatea fiecăruia, în funcție de bugetul fiecăruia, în mod evident, aveți posibilitatea să alegeți ce vi se potrivește și mai ales la ce cantitate vi se potrivește. Puteți, în primă fază, să cumpărați eșantioane sau decanturi de 2 ml, și ulterior, dacă v-a plăcut, după ce ați testat parfumul pe pielea voastră, l-ați purtat de câteva ori și v-a plăcut într-atât de mult și v-a știu eu, v-a mințile, puteți după aia să luați unul de 20 sau de 30 de mililitri, care să vă ajungă mult și bine de acum înainte. Dar asta este strict opțiunea voastră. Eu nu pot să fac nimic altceva decât să fiu serios, decât să vă propun lucruri noi, lucruri interesante, lucruri care nu se prea regăsesc la vânzare, sub formă de astfel de produse prin România și de asemenea nu pot decât să vă propun opțiuni cât mai diverse, în așa fel încât să vă ajute în, hai să spunem, în călătoria voastră proprie în lumea parfumeriei. Bun, eu mă opresc aici, vă mulțumesc întotdeauna pentru timpul acordat, vă mulțumesc pentru atenție și dați-mi voie în final să vă urez toate cele bune. Numai bine!